Estera este elevă în clasa 12-a la unul din colegiile din Craiova. Mai are o soră și doi frați mai mici. Mama Esterei a plecat în urmă cu jumătate de an în Germania pentru a îngriji o familie de vârstnici. De fapt, cam a fost ideea mea, pentru că eu am făcut 4 ani germană și m-am gândit că ar fi mai ușor pentru familie dacă ar lucra și ea, pentru că era casnică. Și când a găsit de lucru acolo, printr-o organizație, m-am bucurat, dar nu știam că o să fie atât de greu fără mamă. De ce te-ai bucurat? Pentru că cred că ne ajută mult. Material. Da, material. Da. Și apoi, după ce a plecat? Păi, la început mi-a fost destul de ușor, pentru că nu știam cât o să stea, m-am gândit că o să stea mai puțin. Dar după a trecut timpul și acum mi-e dor de ea. Când îți este cel mai greu? Când, mai ales când sunt sărbători, zile de naștere sau așa, atunci e cel mai greu. Cumva o înlocuiești pe mama ta, spuneai că ai doi frați mai mici. Da, sunt mai mici și eu sunt fata cea mare și trebuie să merg cu ei ori să le iau pastile sau câteodată să mai gătesc. Și ei ce spun? Ei încearcă. Și lor le e dor de mami. Dar mai ales de tati, cred că lui e cel mai dor. Vorbim destul de des la telefon și mă mai întreabă ce mai fac. Și atunci parcă mi-e și mai dor de ea când îi aud vocea. Laura și Oana sunt colege de bancă în clasa 7 la școala gimnazială Scaiești din Dolj. Aici, 40% dintre elevi fac parte din generația copiilor singuri. Eu am tatăl plecat în Italia, este plecat de aproximativ 2 luni și stau cu mama, bunica și sora mea. Sora ta e mai mare, mai mică? Mai mare, are 17 ani. De ce pleacă tatăl tău în Italia? Tatăl meu pleacă pentru mine, să mă ajute, pentru noi, să ne ajute. Lucrează acolo? Câștigă mai mulți bani? Da. Ce face el acolo? Lucrează la struguri. La cules? Da. De struguri. Și cât timp stă plecat? 2-3 luni. Ne aduce dulciuri, haine, aduce și bani, diferite lucruri. Dar când este plecată, îi simți lipsa? Da, mi este dor de el. Mereu glumim, ne jucăm și când este plecat, se simte lipsa lui. Ți-ar plăcea să fie altfel lucrurile? Mi-ar plăcea să lucreze aici, în țară, să fie mai aproape și să fim împreună. Oana are ambii părinți plecați în Spania la cules de căpșuni. Cine are grijă de tine? Mătușa și unchiul. Și la teme te ajută cineva? Da, mă ajută și fratele, că este mai mare ca mine. Mă ajută și mătușa și unchiul, mă ajută toți. Mi-este greu fără ei. Dar te bucuri atunci când vin cu cadouri? Da. Ce ți-au adus, ceva ce ți-a plăcut foarte mult? Mi-a adus într-un an un inel de aur și m-a bucurat foarte mult atunci. Și îl mai ai? Da. Dar când îți este greu, cui simți lipsa mai mult? Mami sau lui tati? Mamei, fiindcă cu mama vorbesc mai mult, îi spun cam tot. Și chiar dacă e departe? Mai vorbesc și cu ea la telefon și îi spun dacă am ceva, dar m-au sprijinit în tot ce fac. Cum ți-ar plăcea să fie lucrurile? Mi-ar plăcea să fie mai astfel, să părinții mei să aibă un serviciu aici, aproape de casă, să lucreze aici, să putem să fim mai mult timp împreună. Te-ai gândit și la varianta de a merge cândva într-o altă țară, tu? Nu. De ce? Păi dacă acolo se câștigă mai bine. Nu știu, mi-ar fi dor și de mătușe și de unchi, fiindcă ei m-au crescut și sunt ca părinții mei.
Școala gimnazială din Sălcuța are 184 de elevi, peste 90% dintre ei fiind de etnie romă. În prezent, 43 de copii sunt declarați ca având unul sau ambii părinți în alte țări. În sufletul copilului ăluia există deja ruptura. Acea fractură a plecării părintelui care lasă o amprentă negativă. La nivel de familie, la nivel de comunicare, la nivel de destăinuire, pentru că cine poate fi confidentul copilului decât părintele? Există familii unde bunicii preiau prerogativele, dar acolo unde părinții nu există sau familiile tinere locuiesc separat de familiile bunicilor, e clar că prerogativele sau îndatoririle părintești sunt preluate de frații mai mari. Cel mai mult am observat acum la copiii aceștia de clasă pregătitoare, ai căror părinți sunt plecați în străinătate, că le lipsește afecțiunea părinților, dragostea aceea a mamei și a tatălui. În fiecare dimineață am o elevă care vine pur și simplu, deci vine acolo la mine și mă ia în brațe, deci simt așa parcă, nu știu, mă impresionează foarte mult. Și de ce credeți că merg părinții în străinătate? Tocmai pentru a le asigura copiilor un viitor, pentru că nu au unde să muncească aici, nu au niciun venit decât alocația de stat, alocația complementară și acel ajutor social pe care îl primesc de la primărie, și dacă nu ar merge în străinătate unde să câștige un ban, nu le-ar putea asigura traiul de zi cu zi al copiilor. Au și mulți copii, cel mai mic, cel mai fericit caz 2-3, în general au 4-5 copii și copiii trebuie întreținuți. La Sălcuța sunt frecvente și situațiile în care copiii absentează de la școală mai mult timp atunci când pleacă în alte țări împreună cu părinții. Aveți și cazuri de abandon școlar în rândul copiilor cu părinții în străinătate, deci sau care pleacă? Abandon nu, în sensul că au renunțat la școală. Noi am încercat să-i atragem din nou, am dat examene cu ei și la momentul ăsta am putea spune că abandon nu. Au absentat într-adevăr în timpul anului școlar și au pierdut niște drepturi, că știți cum se întâmplă cu alocația. Într-adevăr aici n-am putut să îi ajutăm cu nimic, dar am putea spune că nu poate fi vorba de abandon în adevăratul sens. În Dolj, aproape 8.000 de elevi au unul sau ambii părinți plecați din țară.